Real Madrid este o echipă de istorie, câștigând atâte Champions League-uri, având cel bun jucător de-a lungul istoriei pe care orice echipă și-ar fi dorit să-i aibă. Real Madrid este obișnuită să câștige Champions League-ul, să câștige La Liga și multe alte trofee. În sezonul acesta se descurcă foarte, foarte bine în La Liga cât și în Champions League. Putem spune că este una dintre cele mai bune echipe din lume în momentul de față, mai ales dacă se face transfer acela lui Mbappe. Însă noi în videoclipul de azi o să preluăm Real Madrid pentru a câștiga foarte, foarte multe trofee timp de 10 sezoane. E bine, am ajuns la Real Madrid, unde suntem manager, m-a dat afară pe Ancelotti și a venit Unreal Byte să salveze situația, bine, să salveze, că de fapt e bună echipa în de față, dar noi o să facem mult mai bună. În videoclipul de azi o să preluăm Real Madrid timp de 10 sezoane și o să încercăm să ajungem în top, să câștigăm foarte, foarte multe Champions League-uri și tot imposibilul practic. Dar ca să facem chestia asta avem nevoie și de obiective, pentru că altfel n-ar mai fi interesant. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Real Madrid este obișnuit să câștige Champions League, da? Atunci trebuie să punem 5 Champions League-uri trebuie să câștige Real Madrid. De asemenea, trebuie să aibă în arsenalul său 25 de trofee câștigate. De asemenea, Real Madrid trebuie să câștige de 6 ori titlul în La Liga. Un jucător să mai mulți din lotul lui Real Madrid trebuie să câștige de 4 ori Balonul de Aur. De asemenea, Real Madrid trebuie să câștige Super Cup-ul de 3 ori, iar în lotul lui Real Madrid trebuie să existe minim un jucător de 99 overall. E bine, acestea sunt obiectivele, niște obiective foarte interesante și eu sunt sigur că o să le facem pe toate cu Real Madrid. E bine, ca să facem mai interesant această simulare, fiecare lose sau egal cu Barcelona vă învârti de această rată și în caz că pică, da, o să dăm la rata următoare, care aici o să fie o listă cu toți jucătorii noștri și pe ce jucător o să pice o să trească să-i dăm release player. Adică mai pe scurt va trebui să-l aruncăm la gunoi. E bine, acestea fi spuse, nu uitați acolo să apăsați butonul de like în caz că vă place și apreciați ce fac, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să ajungem la 1000 subscriber. Apreciez foarte mult că am ajuns cu puterea voastră, cu butonul pe care l-ați apăsat, care a durat o secundă să-l apăsați. Am ajuns la 500 de abonați și vă mulțumesc foarte mult, pentru că chiar îmi doream să avansez cât de cât mai rapid așa, pentru că am niște idei foarte bune și vreau să le vadă cât mai multă lume. De asemenea, să nu uitați acolo să activați clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez. Echipa arată destul de bine, adică chiar și așa, cu luni în poartă, cu formația asta ciudată, arată foarte, foarte bine. Este o echipă de Champions League, însă noi trebuie să o schimbăm clar. În primul rând, pune formația noastră înapoi, un 4-3-3 atac, Rodrigo în dreapta și va trebui să ajungem un nou striker la echipă, de care mă voi ocupa mai târziu. Momentan îmi este destul de greu să mă decid cine o să joace pe postul acesta de CM, al doilea CM, ori Tchouameni, ori Camavinga, ori Kroos sau Modric, dar ei sunt destul de bătrâni și o să scadă. De asemenea, hai să băgăm și pe Militao cu Courtois în poartă. E bine, cam așa va arăta echipa, însă clar în locul lui Kroos o să punem un alt striker. Avem voie să facem două transferuri pe sezon, așa că primul transfer clar va fi un striker. E bine, și n-aveam cum să aleg pe altcineva în afară de Kylian Mbappé, care oricum, din câte am auzit și din câte se zvonește, în vară va veni pe stadionul lui Real Madrid Santiago Bernabeu, așa că abia aștept să-l văd acolo, că joacă împreună cu Vinicius în viața reală și că o să câștige foarte multe trofee. Așa se face și noi în simularea de azi. O să-l transferăm pe Kylian Mbappé, care apropo expiră contractul și o să-l luăm mai ieftin. E bine, și pe suma de 154 de milioane de euro, Kylian Mbappé vine la Real Madrid. Here we go! E bine, cu Kylian Mbappé deja arată world class echipa asta, oricum a arătat și înainte, de fapt, cu Bellingham și Vini și sigur ceilalți jucători. Însă al doilea transfer, sincer, aș vrea să fie în locul lui Carvajal un nou right back, însă cred că va trebui să vindem câțiva jucători. E bine, echipa este cam bătrână, nu o să scoate foarte mulți bani pe jucătorii bătrâni, însă noi o să încercăm să-i vindem și primul jucător este desigur Modric, care are 37 de ani. Al doilea jucător va fi Toni Kroos, din păcate, pentru că sunt jucători care, să fim sinceri, chiar dacă sunt buni ei, nu o să mai joace foarte mult. Nacho și el va pleca pentru că este foarte bătrân și o să scadă în continuare, așa că vreau să iau cât mai mulți bani pe el. E bine, și pentru că Carvajal are overall mai mare, o să-l vindem pe Vasquez în locul lui. Ok, și se pare că prima ofertă pentru Toni Kroos, dar este de la Barcelona. Wow, ce trădare va fi asta, dar cred că o să accept pentru că banii sunt mulți. E bine, prima ofertă și pentru Nacho, pe care o să-l vindem pentru 15 milioane de euro.
Se pare că prin ofertă și pentru Modric, pentru 22 de milioane de euro de la Liverpool, o să-l vină și pe el, desigur, Vázquez primește ofertă de la Galatasaray și noi acceptăm pentru suma de 19 milioane de euro. E bine, și right-back-ul acela este Frimpong, un jucător foarte, foarte bun și în tânăr, care o să crească foarte mult. Deja are 84 overall, așa că am așteptări destul de mari la el. E bine, Jeremy Frimpong vine la Real Madrid pe suma de 70 de milioane de euro. E bine, cu aceste două transferuri am rezolvat-o pe Real Madrid pentru următoarele multe sezoane. Sigur, jucător poate care va trebui să schimb de-a lungul sezoanelor va fi Rudiger și probabil Courtois. Desigur, trebuie să mă asigur că niciun jucător nu pleacă. Vedem că avem niște release clause de 56 de milioane. Avem, se pare că pe Militao, wow. E bine, cam așa va arăta echipa. Eu zic că arată foarte, foarte bine, mai ales pentru primul sezon. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce va reuși Real Madrid să facă. Hai să vedem în 2023 cine câștigă Balon de Aur. Este Haaland. O să trăiască să obișnuiesc chestia asta, că primul sezon numai Haaland câștigă. E bine, Adrian, suntem la primul sezon, hai să vedem cum arată Real Madrid și arată destul de bine. 92 Vini, 92 Mbappe, Rodrigo a crescut foarte, foarte mult, plus 4. Hai să vedem totuși ce am scris, ce am multe goluri. Este Mbappe cu 37 de goluri și el este și la top asisturi, 20 asisturi, foarte multe goluri și asisturi pentru el. Și Vini la fel cu 27 și Rodrigo cu 25. Hai să vedem la Liga, reușim să câștigăm la Liga din primul sezon cu 86 de puncte. Super cap, haideți să vedem, nu reușim așa, câștigă Atletico Madrid. Copa de Spania, reușim să câștigăm versus Real Sociedad. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions, să vedem că am trenat grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 16 mi spargem pe cei de la PSV, însă în quarterfinals ne bate Arsenal. Wow, what? Cum a reușit să ne bată cu 5-2 ne bat și câștigă Real Sociedad? What? Cum a reușit ei să câștige? Wow, au bătut Bayern cu 6-4, ok. Însă haideți să vedem unde am pierdut versus Barcelona. Ok, și se pare că am făcut aici egal, 1-1 versus Barcelona, au un spin, ok. Ok, am bătut aici la penalti, văd că. Oh, și aici am pierdut, se pare că au două spinuri. Haideți să vedem, au două spinuri, oare ce vor reuși să facă? Ne vor scoate un jucător sau nu? Haideți să vedem. Dăm primul spin, haideți să vedem ce pică și pică, nu, stop, nu pot să cred, din primul sezon, din primul spin ne scoate un jucător. Haideți să o să vedem și cel al doilea spin, dacă sunt două spinuri la rând, da, e clar, nu-mi faci asta. Ok, chill. E bine, am pus aici toți jucătorii noștri din primul 11, haideți să vedem cine pică, mamă, deci te rog să nu fie Mbappe, Militao, ăștia bun, mamă, dar e greu, hai să vedem totuși cine pică, nu Mbappe, mamă, cel mai bine, mamă, deci cel mai bine a picat, Mendy este cel mai slab din echipă, wow, ok, am scăpat. E bine, am avut foarte mare noroc din toți jucătorii care, să fiu sincer, cam toți jucătorii erau foarte buni, Mendy este cel mai slab dintre toți și Mendy a picat, deci mă bucur foarte, foarte mult, așa că Mendy, din păcate, o să-i dăm release player. Am 22 de milioane. Ok, a plecat de la echipă. E bine, am intrat în sezon cu numărul 2 și vedem că Alaba este pe poziția de left back și nu este bine, trebuie să transfer neapărat un jucător acolo. Mendy a plecat, însă a fost cea mai bună opțiune de n-a picat, pentru că el era cam cel mai slab, așa că în sezonul ăsta o să transferăm clar un nou left back. E bine, și pe poziția de left back o să vină aici Theo Hernandez, așa că hai să vedem cât putem să scoatem pe Theo Hernandez. E bine, și Theo Hernandez vine la Real Madrid pe suma de 100 de milioane de euro. E bine, și cu Theo pe poziția de left back deja arată foarte, foarte bine echipa asta, însă cam toți sunt plecați la națională. Primul 11 foarte bun, rezervele foarte bune. Nu avem momentan ce să schimbăm, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem ce reușește să facă Real Madrid în continuare. E bine, pentru anul 2024, haideți să vedem cine este câștigătorul Balonului de Aur și este Mbappe, mă, let's go. Câștigă un jucător la nostru până la urmă Balonul de Aur. E bine, antrenorul Smart, hai să vedem cum arată Real Madrid și arată foarte, foarte, foarte bine. 95 Vini, Mbappe 94, Rodrigo 92, au crescut foarte, foarte mult jucătorii. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și a fost Kylian Mbappe cu 29 de goluri. Mai puțin decât sezonul anterior, Rodrigo cu 26 și Vini cu 22 de goluri. Și la asisturi este Vini cu 11 asisturi. Hai să vedem dacă reușim la Liga și se pare că nu reușim la Liga. What? Pe locul 3. Wow, ok. Ceva s-a plăcut la echipă, nu pot să-mi dau seama. De am reușit să fim top 3. Wow. Hai să vedem totuși în Supercopa. Reușim să câștigăm aici Supercopa în finală cu Girona. Copa de Spania, reușim să câștigăm și Copa de Spania versus Real Sociedad la penalti, reușim.
Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League. Se pare că am ieșit din grupa pe locul 1 cu 16 puncte, iar mai departe se pare că ne-a bătut Club Brugge. Nu pot să cred așa ceva. Cum mă poate să ne bată Club Brugge? Wow, e imposibil. 4-3 și finala, PSG câștigă finala, wow. Hai să vedem totuși unde am pierdut sau am făcut egal versus Barcelona. Ok, și se pare că am făcut aici un egal pe 16. Mai departe se pare că am bătut un Super Cup. În cupă se pare că am bătut din nou cu 3-1. Iar se pare că acolo în liga am bătut-o cu 3-1. Se pare că au doar un singur spin. Însă hai să vedem, poate cine știe picăta. Sper să nu. Hai să vedem, suntem la spin. Dăm de spin și... Te rog. Nu vreau, da. Bine, lejer. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 3, unde echipa continuă să arate foarte bine. Însă, pe banca de rezerve, trebuie să facem ceva aici, să aducem și jucători mai interesanți, pentru că Alaba este bătrân, are 33 de ani, Carvajal este bătrân, are 33 de ani și eu cred că a venit timpul să îi înlocuim. E bine, și în locul lui Carvajal vine Dalot, care eu zic că o să se descurce mai bine decât Carvajal pe poziția de right back. E bine, și Diogo Dalot vine la Real Madrid pe suma de 50 de milioane de euro. E bine, cu Dalot aici în locul lui Carvajal arată mai bine banca de rezerve, însă vreau să schimb și pe Lunin pentru că nu are o valoare foarte mare și sincer cred că ar merge un nou portar în locul lui. E bine, și pe poziția de portar o să vină Alvaro Vales, care eu zic că o să se descurce foarte bine. E bine, și Alvaro vine pe poziția de portar la Real Madrid pe suma de 37 de milioane de euro. Acum cu Vales și cu Dalot deja arată foarte, foarte bine banca de rezervă, cât și primul 11, nu mai zic. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește Real Madrid să facă în continuare. E bine, și câștigătorul Balonului de Aur 2025 este... Ok, este Lewandowski, what? Lewandowski, ok, nu mă așteptam deloc. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa. Și arată în continuare foarte, foarte bine. Vini 96 overall, Mbappe 95, Bellingham a crescut și la 93. Însă foarte, foarte mulți jucători care au overall foarte mare. Hai să vedem cine a scris cea multe goluri. Este Rodrigo, ok, Rodrigo cu 33 de goluri, Vini cu 21 și Kylian Mbappe doar cu 19 goluri. Vini a rupt la asisturi, se pare că a livrat 15 asisturi. Câștigăm la Liga, haideți să vedem, se încarcă și reușim să câștigăm din nou la Liga, mă, let's go! Foarte aproape acolo să câștige Barcelona, 4 puncte diferență față de noi, dar noi am dominat aici la Liga cu 96 de puncte. În Supercopa, haideți să vedem, câștigăm și Supercopa în finală, nu pierdem acolo versus Barça. Copa de Spania, haideți să vedem, câștigăm și Copa de Spania, mă, câștigăm tot, tot, avem șanse și la Champions League, hai, sunt curios dacă câștigăm. E bine, haideți să vedem ce am făcut și în Champions League. Pare că am ieșit din grupe, însă la egalitate de puncte cu Liverpool, care a avut 11 puncte la fel ca noi, însă și Ajax tot cu 10 puncte, foarte strânsă grupa. În round of 6 se pare că dăm de AC Milan pe care o batem cu 4-2 la general, însă în quarterfinals ne scoate Leipzig, bă, cine a scos la penalty-uri ne-a scos. Ok, și câștigă Atletico de Madrid. Hai să vedem totuși unde am pierdut versus Barça sau am făcut egal. E bine, și se pare că pe 12 avem un egal cu Barcelona, așa că am un spin. Pe 27 vedem că am câștigat acolo în cupă cu 4-1. Mai departe am câștigat cu 2-0 acolo sus în ligă. E bine, și au doar un spin. Hai să vedem dacă pică, da, eu sper că nu. Așa că hai să vedem. Let's go, se învârte, se învârte și... Ok, oprește, gata, ho. Bine-s, încă o dată a picat, nu. Let's go. E bine, suntem în sezon cu numărul 4, unde echipa arată în continuare foarte, foarte bine. Chiar nu știu unde să facem schimbarea. Văd foarte buni jucători în primul 11, însă Rudiger este singurul, pentru că are 33 de ani și o să scadă foarte, foarte mult sezonul ăsta, sunt sigur. Așa că va trebui să aducem un nou fundaș în locul lui Rudiger. Și pe poziția de fundaș o să-l transferăm pe William Saliba, care arată foarte bine la 89 overall, cu 25 de ani arată excepțional. Mai ales că expiră și contractul, așa că o să scoatem mai puțin pe el. E bine, și William Saliba vine pe suma de 80 de milioane de euro la Real Madrid. E bine, și cu Saliba în locul lui Rudiger deja arată foarte bine echipa. O să scoatem pe Alaba și o să-l punem pe Rudiger aici, însă cred că o să scadă și Rudiger, și sezonul viitor va trebui să ne ocupăm și de banca de rezervă de nou. E bine, echipa arată foarte bine, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem cum se va descurca Real Madrid în continuare. 2026, haideți să vedem cine a câștigat Balon de Aur și
este Vinicius Junior, mă, let's go, primul lui balon de aur, dacă nu mă înșel, câștigat. E bine, trebuie ales la sezonul, haideți să vedem cum arată Real Madrid și arată foarte, foarte bine, 96-96, Vini și Mbappé, echipa all-round de fapt arată foarte bine, Rodrigo vedem că este puțin în spate cu 94 overall, însă haideți să vedem ce a scris cea multe goluri și este Kylian Mbappé cu 47 de goluri, wow, 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 câte goluri, Rodrigo cu 30 de goluri, Vini cu 23 de goluri și la asisturi este Vinicius Junior. Hai să vedem la Liga dacă reușim să câștigăm la Liga cu 93 de puncte, mă, let's go! În Supercopa reușim, hai să vedem, reușim să câștigăm în finală versus Barça, mă, let's go! În Copa de Spania reușim tot în finală versus Barça, wow, e perfect! Deci am câștigat la Liga, Supercopa, Copa de Spania, am rămas Champions League, hai să vedem. Însă în Champions League vedem că e cam greu, se pare că am ieșit pe al doilea loc din grupă cu 12 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Manchester City foarte devreme, însă trecem mai departe cu 5 la 4 la general. În quarter final se pare că dăm de Bayern, care o batem cu 5 la 3 la general, foarte bine acolo, trecem de două echipe foarte masive. În semifinale dăm de PSG, wow, mamă, ce parcurs greu am avut, pe care o batem cu 6 la 3 la general. E bine, și final se pare că vom juca versus Borussia Dortmund, care a câștigat acolo 3-1 la general versus Inter. Hai să vedem că vom câștiga și reușim să câștigăm Champions League cu 3 la 2, mă, let's go! Însă haideți să vedem unde am pierdut sau am făcut egal versus Barcelona. Vedem că acolo pe 22 am câștigat în ligă cu 2 la 1. Mai departe, acolo pe 17 am reușit să câștigăm un Super Cup cu 4 la 2. În cupă am reușit să-i batem cu 2 la 1, let's go! Iar în ligă i-am mai bătut toată cu 3 la 2. Bă, deci am spart peste tot unde am prins. Suntem în sezonul cu numărul 5, unde echipa arată foarte, foarte bine. Însă, totuși, chiar dacă arată foarte bine, sunt niște transferuri pe care poate în viitor o să le fac, pentru că sezonul ăsta văd că Courtois se descurcă destul de bine, are 93 overall și 35 de ani, destul de bătrân, însă o să vedem când o să scadă, atunci o să schimbăm. În primul 11 n-am ce să schimb, efectiv niciun jucător nu pot să schimb pentru că toți sunt buni, însă pe banca de rezerve o să schimbăm pe Latasha cu un nou striker și pe Rudiger. Ei bine, și am ales doi jucători foarte interesanți, pe Tommy Abraham, un striker foarte bun, și pe Mickey van de Ven, un fundaș excepțional, în locul Rudiger și lui Latasha. E bine, și Tommy Abraham vine la Real Madrid pe suma de 42 de milioane de euro. E bine, și Mickey van de Ven vine la Real Madrid pe suma de 75 de milioane de euro. E bine, cu Tommy Abraham și cu Mickey van de Ven deja, banca de rezerve arată foarte bine, cât și primul 11, așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușește să facă Real Madrid. E bine, 2027, haideți să vedem cine a câștigat balonul de aur și este... se încarcă Mbappé. Ok, mă, Mbappé câștigă al doilea balon de aur, dacă nu mă înșel, a lui. Let's go! Am trebuit să la sezon cu numărul 5, însă haideți să vedem cum arată Real Madrid și arată foarte, foarte bine. Vini cu Mbappé se pare că se întrec acolo la overall, cine o să aibă cea mare overall. Vini are 97 și Mbappé tot 97, Rodrigo mai lent în spatele lor, dar și el e acolo. Pe total, oricum, toată echipa arată foarte, foarte bine. Acum am văzut 95 Bellingham, wow, ok. Haideți să vedem ce a scris cea multe goluri și este... Kylian Mbappé cu 38 de goluri, mă, let's go. Vini cu 23, Rodrigo doar cu 16, din păcate, însă la asisturi a rupt Rodrigo. La Liga, dacă câștigăm, câștigăm la Liga, mă, let's go. La egalitate de puncte cu Barcelona, însă golaverajul nostru este mai bun decât al lor, ceea ce ne face pe noi câștigătoarea la Liga. În Supercopa, haideți să vedem, câștigăm iar Supercopa. Din nou versus Barcelona, let's go. Copa de Spania, câștigăm. Wow, nu câștigăm. Și n-a scos, ce n-a scos? A scos Barcelona, nu, am un spin, pă. Super Cup, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm și Super Cup, mă, let's go. 1-0 versus Liverpool. Haideți să vedem ce am făcut în Champions, se pare că din nou suntem pe al doilea loc în grupe, însă ieșim din grupă până la urmă cu 9 puncte. În Round of 16 se pare că îi spargem pe cei de la Spurs cu 6 la 1 la general. În quarter final se pare că dăm de Barcelona, pe care o scoatem cu 5 la 2 la general. Iar în semifinal se pare că ne scoate Manchester City cu 4 la 2 la general și câștigă Champions League-ul. Haideți să vedem de câte ori am pierdut sau am făcut egal versus Barcelona. Ei bine, se pare că pe 23 acolo am câștigat cu 3 la 2 în ligă versus Barcelona. Mai departe, în Super Cup am bătut-o cu 2 la 0, însă în cupă ne-a scos la penaltiuri. Înseamnă că am un spin.
Iar mai departe se pare că avem un egal pentru că am înfruntat-o în Champions League. Adică avem un egal cu Barcelona, asta înseamnă că au două spinuri. Iar se face 3 spinuri din cauza că a făcut 3-3 acolo pe 14. Wow, 3 spinuri! Ok, este cea mai mare șansă a Barcelonei de a scăpa de jucătorii noștri. Au 3 spinuri. Hai să vedem ce se întâmplă pentru primul spin și se învârte. Hai, te rog, dăm din prima, nu. Perfect. Ok, încă două mai au. Totuși e panică și unul dacă e, am un squat foarte bun, deci n-aș vrea să pice, da. Îi dăm la doua oară, hai să vedem. Te rog, nu, bun, din nou nu, let's go. Hai să vedem și a treia oară, deci dacă pică, iar nu, sunt prea norocos. Nu pot să cred, sunt prea norocos. Pentru că a trecut sezonul cu numărul 5, o să schimbăm și scoatem un nu, rămân 4 de nu și un singur da. E bine, suntem în sezonul cu numărul 6, unde echipa arată foarte bine și am scăpat de cele 3 spinuri pentru că nu ne-a aruncat niciun jucător la gunoi. Și avem echipa întreagă, însă Courtois este bătrân și o să scadă în continuare, așa că haide să transferăm un portar în locul lui. E bine, și noi îl vom transfera desigur pe Donnarumma, care este un portar foarte, foarte bun, așa că haide să transferăm. E bine, și Donnarumma vine la echipă pe suma de 100 de milioane de euro plus Thibaut Courtois. Acum cu Donnarumma în poartă și cu așa echipă, eu chiar cred că o să câștigăm Champions League-ul. Ei bine, echipa asta e pregătită, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 6, să vedem ce va reuși să facă Real Madrid în continuare. E bine, în 2028, hai să vedem cine câștigă Balon de Aur și este Kylian Mbappé, câștigătorul al treilea, cred că al treilea Balon de Aur al său. E bine, Andrei, în simulat sezonul cu numărul 6, hai să vedem cum arată echipa. 98 overall Vini, wow! Vine la 98 overall, Mbappe a rămas ca la fel 97, Rodrigo însă a crescut și vedem că echipa în continuare arată foarte bine și până și banca de rezerve arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem cine a fost tot marcator și a fost Kylian Mbappe cu 49 de goluri, Rodrigo cu 26, Vini cu 25 și la asisturi e la egalitate Rodrigo cu Vini, 16 amândoi. Hai să vedem la Liga, dacă câștigăm aici la Liga cu 87 de puncte, let's go, departe de Barça. Am fost. Supercopa câștigăm în finală versus Barça, mă, let's go, bă, deci am bătut-o de fiecare dată Barça, cred că aici în Supercopa. Copa de Spania, haideți să vedem, câștigăm și Copa de Spania, let's go. Haideți toți să vedem ce am făcut în Champions, se pare că am terminat în grupe pe locul 1 cu 18 puncte, n-am pierdut absolut niciun meci. În Round of 6 se pare că dăm de Borussia Dortmund, pe care o spulberăm cu 7-1 la general. În quarterfinals dăm de Barça, pe care o bate cu 3-1 la general. În semifinale dăm de Leipzig, pe care o bate cu 5-2 la general. Și în finală vom juca versus Liverpool, care nu pot să cred. Am pierdut finala contra cei de la Liverpool cu 2-1, ne-au bătut. Haideți să vedem unde am pierdut sau am făcut egal versus Barcelona. Și vedem acolo în ligă că pe 28 am făcut 3-3 cu Barcelona, asta înseamnă ca un spin. Mai departe, în Super Cup se pare că am bătut 3-2. În UCL am bătut primul meci cu 3-0, însă în al doilea meci ne-am bătut cu 1-0, așa că am încă un spin. Mai departe, pe 16 am bătut cu 3-1 în ligă. E bine, și se pare că au două spinuri. Haideți să vedem ce se întâmplă în primul spin. De data asta sunt 3 de nu, un singur da, șansa mai mare, însă pică din nou nu. Haideți toți să vedem și al doilea spin. Se învârte, let's go, hai mă, nu este, stop, nu pot să cred, bă, ce viteză și-a prins, bă, a picat, da, ha. E bine, avem aici toți jucătorii din primul 11, hai să vedem cine pică, mamă, deci ce rog să nu fie Mbappe, Bellingham, Rodri sau Vini, mamă, deci doar atât aș vrea, unul din atacanții ăștia să nu fie, let's go, hai să vedem, și pică Hernandez, ok, hai că e bine, e mamă, fix lângă Mbappe, cât aproape. Ok, și se pare că pică un left back, are 92 overall, însă are 31 de ani și chiar mă gândeam să schimb la un moment dat în caz că scădea la overall. Așa că mi-a grăbit puțin, nu mă gândeam să-l schimb sezonul viitor, însă va trebui să-i dăm release from contract for 13 milioane. Yes, a plecat de la echipă, s-a dus. E bine, suntem în sezonul cu numărul 7, unde avem treaba de făcut. Trebuie să îl locuim pe Teo Hernandez, care a plecat de la echipă din cauza că a picat da acolo și după a picat Teo Hernandez, însă trebuie să schimbă left-back-ul neapărat. Aici s-a pus automat Dalot, însă noi trebuie să facem un jucător mult, mult mai bun decât Dalot. E bine, și Davis este a doua opțiune cea mai bună, așa că îl vom transfera pe Davis, mai ales că este de la Barcelona și o să zlăbim Barcelona. E bine, și până la urmă, pentru suma de 90 de milioane de euro, Alfonso Davis vine la Real Madrid.
E bine, și acum cu Alphonso Davies în stânga, din păcate nu este mult mai bun decât Dalot, însă este destul de bun. O să se descurce acolo, sunt sigur. Echipa în continuare arată foarte, foarte bine. E bine, echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 7, să vedem ce se întâmplă în continuare cu Real Madrid. E bine, în 2029, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur. Este Mbappe cu al patrulea, dacă nu mă înșel, balon de aur pe care el îl câștigă. Let's go! Haideți tot să vedem cum arată echipa și 99 overall, let's go! Vini ajunge primul la 99 overall. Mbappe este în spate, însă cred că o să ajungă și el în curând. Haideți să vedem totuși ce stats-uri avem. 37 de goluri pentru Kylian Mbappe, 29 pentru Vini și 10 pentru Rodrigo, și la asisturi este Kylian Mbappe. Haideți să vedem la Liga dacă câștigăm, se încarcă și câștigăm, let's go! Câștigăm pe locul 1 cu 86 de puncte. Supercopa, haideți să vedem, reușim să câștigăm Supercopa, let's go! Copa de Spania, reușim, hai să vedem, nu reușim. Barcelona câștigă și noi suntem scoși de Granada, ok, măcar nu se scoși de Barcelona. Ei bine, haideți să vedem ce am făcut și în Champions League. Se pare că ieșim din grupa pe locul 1 cu 14 puncte. Mai departe, în round of 16, se pare că dăm de Chelsea, pe care o batem cu 5-3 la general. În quarterfinals dăm de PSG, unde ne scoate cu 3-2 la general. Bă, cât de rapid am fost scoși. Și finala o câștigă Borussia Dortmund, ok. Însă haideți să vedem unde a pierdut versus Barcelona sau am făcut egal. Ei bine, și se pare că acolo jos în ligă am câștigat cu 3-0. Mai departe, însă pe 9 am făcut egal 1-1. Asta înseamnă că am un spin. Bine, și se pare că asta au fost meciurile contra cei la Barcelona. Am un singur spin, însă poate fi periculos, așa că haideți să vedem. Și te rog, nu. Oprește-te. Bun. Ok, suntem safe. E bine, suntem în sezon cu numărul 8. Sincer, mă la echipă și nu știu ce transfer să fac. Într-adevăr, avem câțiva jucători care ușor îmbătrânesc, cum ar fi Valverde și Militao, care au ambii 31 de ani, însă sunt foarte buni, adică 93 și 94 overall, sunt sigur că o să mai țină. În rest, nu știu pe ce transfer, așa că o să păstrăm așa și nu să facem niciun transfer în acest sezon. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 8, să vedem ce o să reușească Real Madrid să facă. E bine, în 2030, hai să vedem ce câștigă balonul de aur, și este Vinicius Junior, care are 99 overall și sincer mă așteptam să câștige. Cred că este al treilea sau al doilea balon de aur, dacă nu mă înșel, al lui. Sigur am făcut obiectivul acela cu balonul de aur. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și vedem că arată destul de bine, însă Mbappé a început să scadă. Ok, are 32 de ani, pe bune, de la vârsta asta încep să scazi. Rodrigo se pare că arată în față, are 98 overall, are 30 de ani. Și Bellingham 97, wow, dar ce echipă avem, numai cu overall mari pe aici. Însă haideți să vedem ce a fost un marcator, și a fost Kylian Mbappé, clar, cu 40 de goluri. Vinicius cu 26 de goluri, Rodrigo cu 22 și la asisturi, clar, Vini cu 27 de asisturi. La Liga, haideți să vedem, reușim să câștigăm la Liga cu 100 de puncte. În cap, 100 de puncte, reușim să câștigăm Barcelona destul de departe. În Supercopa, haideți să vedem. Pa, nu pot să cred, ne bate Barcelona. Pe bune, în finală. Copa de Spania, haideți să vedem. Ok, Copa de Spania câștigă. Totuși, hai să vedem ce am făcut și în Champions League. Se pare că am ieșit din grupă pe locul 1 cu 14 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Manchester City, pe care o batem cu 2-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Juventus, pe care o batem cu 6-2 la general. În semifinal dăm de Bayern, pe care o bate cu 3-2 la general. Și finala este contra cei de la Leverkusen. Haideți să vedem finala dacă am câștigat-o. Și reușim să o câștigăm, let's go, cu 2-0, câștigăm al doilea, dacă nu mă înșel, Champions League. Însă haideți să vedem și unde am pierdut sau am făcut egal versus Barcelona. Ok, și se pare că acolo în ligă am câștigat cu 2-0. Mai departe am pierdut în Super Cup, din câte știm foarte bine, însă în cupă am bătut, însă totuși am un spin. Iar mai departe am bătut cu 4-2 acolo pe 10. Asta înseamnă că au doar un singur spin. Chiar dacă au doar un singur spin, ar putea fi periculos, așa că haideți să vedem ce pică până la urmă. Și se învârte, nu treci, hai că trece, bun, avea viteză. Let's go. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și vedem că arată în continuare destul de bine echipa, însă vedem că pe banca de rezerve Abraham se pare că scade, așa că o să transferăm așa la rânjeală un nou striker pe banca de rezervă, desigur, însă sunt îngrijorat de Mbappe dacă o să continue să scadă. E bine, se pare că Mickey Van de Ven nu vrea să prolungească contractul, așa că va trebui să transferăm și un nou fundaș în locul lui Mickey Van de Ven pentru următorul sezon, doar că transferăm de acum. E bine, și avem aici pe
după Maxim Antonie, Lucas Beraldo, care sunt doi jucători destul de buni. Habar n-am cine este Maxim Antonie, cred că este regenul lui Antoine Griezmann, dar nu știu să zic, nu prea pare. Însă o să-i transferăm desigur pe amândoi. E bine, și Maxim vine la echipa aici, se pare că se trata ca un star, vine pe suma de 129 de milioane de euro. E bine, vine și Beraldo la echipă pe suma de 75 de milioane de euro. E bine, acum echipa arată mai bine, când o să plece Van de Ven o să intre acea Beraldo, însă până atunci o să stea pe rezervele acestea. E bine, echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește Real Madrid să facă în continuare. E bine, și în 2031, haideți să vedem totuși cine câștigă balonul de aur și este, se încarcă, este Vinicius Junior, bă, let's go! Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa în continuare și vedem că Rodrigo are 99, overall, let's go, și Bellingham 98, wow, cât a putut să crească, însă Militao a scăzut și Valverde la fel și Mbappe, bă, ce scad jucătorii. Însă haideți să vedem ce a fost top scorer și este în continuare Kylian Mbappe cu 45 de goluri, mai departe Rodrigo cu 32 de goluri, Vini cu 28 și la asisturi cred că este Vini, nu? Da, este Vini. Hai să vedem la Liga, dacă câștigăm, reușim aici să câștigăm pe locul 1 cu 94 de puncte. Departe, unde e Barcelona pe 7? Wow, ok. În Supercopa, hai să vedem, reușim să câștigăm cu 3-0. Copa de Spania, hai să vedem, reușim să câștigăm tot cu 3-0. Hai să vedem Supercup, dacă reușim, reușim cu 3-2 să batem pe West Ham, let's go. Hai să vedem ce a făcut în Champions, se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 dăm de Arsenal, pe care o batem cu 7-0. Wow, un spart acolo. În quarter finals o spargem pe Manchester United cu 6-1. Însă în semifinale ne scoate Leverkusen. Bă, cine a scos Leverkusen și câștigă? Leverkusen, ok, măcar cea care n-a bătut câștigă. Însă hai să vedem unde a făcut egal sau am pierdut versus Barcelona. E bine, se pare că acolo pe 24 am câștigat în Ligă versus Barcelona cu 3-1. Mai departe, tot în Ligă am câștigat versus Barcelona cu 2-1. E bine, și din câte văd, se pare că doar două meciuri am jucat, da, doar două meciuri am jucat contra cei de la Barcelona. E bine, și am intrat în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10. Însă sezonul acesta trebuie să transferăm clar un nou fundaș în locul Militao, pentru că o să scadă în continuare foarte mult. Are 34 de ani, așa că clar o să scadă, însă avem o surpriză aici, l-avem pe Tchouameni. Sincer, nu poate să joace, nu? Nu poate să joace, ok, m-am gândit eu, dar nu poate să joace. E bine, simulăm o zi să vedem dacă pleacă până la un echip Van de Ven și... ok, s-a oprit puțin. Da, se pare că până la urmă a plecat și mamă ce gol e clubul nostru. Ok, ok, trebuie să aducem și alți jucători. E bine, pe poziția de fundaș o să-l transferăm aici pe De Ligt, iar ceilalți jucători o să vină ca să umple echipa. Însă se pare că pe De Ligt nu vor să-l vândă. E bine, atunci haideți să încercăm să-l transferăm pe Gvardiol. Bine, și Gvardiol vine la echipă pe suma de 89 de milioane de euro. Haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce o să se întâmple în continuare în ultimul sezon la Real Madrid. Haideți să vedem totuși în ultimul sezon cine câștigă palmul de aur. Sunt foarte curios și este Kylian Mbappé. Bă, a rupt Kylian Mbappé la balonul de aur și vine la fel de fapt. După 10 sezoane și arată foarte, foarte bine. Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Camavinga. Nu s-a schimbat absolut nimic. David Guardiol, Saliba, Frimpong, că s-a schimbat toată defensiva, dar în fine. Însă haideți să vedem cine a rupt sezonul ăsta. A rupt Vini cu 38 de goluri. Ok, ok. Mbappé cu 37. Foarte, foarte bine. Și la asisturi este Vini. Asta la Liga dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm din nou la Liga. Cred că am câștigat 9 din 10 sezoane la Liga cu 84 de puncte. Supercopa reușim. Reușim să câștigăm și Supercopa. Copa de Spania reușim să câștigăm. Nu reușim. Pierdem aici. Ne scoate Rayo Vallecano. Am înțeles. Însă Champions ne interesează foarte mult. Avem deja două câștigate. Mi se pare că obiectivul este cu 4 sau cu 5. Așa că deja e greu să câștigăm. Adică nu avem nicio șansă. De fapt, Real Madrid totuși este din grupa blocul 1 cu 13 puncte. Mai departe dă de Inter, pe care o bate cu 4-1 la general. În quarter finals dă de Manchester United, pe care o bate cu 4-2 la general. În semifinale dă de Leipzig, pe care o bate cu 4-3. Foarte strâns meciul la general, iar finala au avut jucat versus Manchester City, care a câștigat acolo versus Juventus cu 5-3 la general. Hai să vedem ultima șansă a lui Real Madrid să câștige Champions League-ul și...
Let's go, mă, câștigăm Champions League-ul, mă, câștigăm Champions League pentru a treia oară. Din păcate, nu reușim să câștigăm de 5 ori, parcă era obiectivul, dar măcar am câștigat de 3 ori Champions League-ul. E bine, și cam aceasta a fost simularea lui Real Madrid. Timp de 10 sezoane am construit o echipă formidabilă aici, cu Vini, Mbappe și Rodrigo în atac. Au crescut toți jucătorii foarte mult. Avem 3 jucători de 98 overall în echipă. Obiectivele, eu zic că stăm destul ok cu ele. Nu le-am completat pe toate, din păcate, Champions League-am completat. Overall, da, am reușit totuși să câștigăm și Liga de multe ori, trofee, am avut foarte multe, deci nu știu exact. Eu sper că a plăcut, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să strângem acolo 1000 subscriberi. Și ca de vreodată, nu uitați să activați și clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez. Eu am fost Andrei Labait, v-am pupat, pa, pa!